Ce se întâmplă cu Dinamo? Problem. Ce se întâmplă cu banii pe care tu ai să iei de la Dinamo? Păi acolo să mergi la masa credală, eu am contract de muncă, se ocupă avocații. Dar ești sigur 100% că poți să-ți mai iei banii și cum se șterg? Deci există riscul să ți-i pierzi și tu. Probabil că există acest risc, nu știu. Ai de luat undeva la 40.000, n-ai mai luat salarii când erai de luni de zile atunci. Cam pe acolo, da. Erai pro bono. Da, da, da. Da, se ocupă avocații, chiar nu mă preocupă problema asta, ei sunt cei care se ocupă. La Dinamo, da, s-a renunțat foarte ușor la Dușan. Și trebuie să spunem lucrul ăsta, s-a renunțat ușor. De fapt, i s-a forțat mâna să plece, da. Din ce știu așa. Nu mi s-a părut normal ca în momentul în care se schimbă conducerea executivă, deja să se apară în presă că se discută cu antrenori. Și e clar că s-a discutat pe la spatele. Tu ai văzut, noi am și scris despre... Da, s-a discutat 100%. Nu mi se pare în regulă, nu mi se pare normal, mai ales că vorbim despre... Deci o greșeală tactică, să-i spunem așa, lui Iuliu Mureșan, că s-a grăbit. Nu cred că la din momentul de față domnul Mureșan pune antrenor. Păi nu, asta a fost și problema. L-a sunat pe Vasile Miluță să-l locă, iar DDB și cu Zăvăleanu, administratorul judiciar, s-au supărat și au spus, nu faci de capul tău aici. Asta nu știu dacă a fost așa, chiar nu știu, dar știu doar că e clar că Dușan a luat această decizie. El n-a plecat când a fost foarte greu la Dinamo. Așa este. Acum, teoretic, și teoretic ar fi mai bine decât a fost în finele... Și bineînțeles toate aceste lucruri. Plecarea lui Puliș, plecarea lui Diego, lui Fabrini, Victor, aici eu mă pun aici de partea clubului. Trebuia să plătească jucătorii, da. N-aveau ce să caute cu gurile astea de insolvență, dar Dinamo nu-și mai permite să plătească salariile la acei jucători. Dar normal trebuia să se bată palma, să se găsească o modalitate legală, să se plătească acești bani. Că dacă vreau să o găsească și dacă vor să dea banii la jucători, sunt căi legale, chiar dacă ești în insolvență, da? Îți dau un singur exemplu. Poți să dai pe anul viitor să le crești contractele la jucători. Da? Că merită. Uite, și datoriile cineva, care... Întreabă cineva, frâne Cristian, Anaucesei, de ce trebuie toți angajații să renunțe la salarii? Pentru ce mai continuăm? Pentru că asta e legea insolvenței. Eu am spus de multe ori, dar nu e morală, dar e legală. Să pun la masa credală. Dar nu, dar și la masa credală, că te n-au contracte de muncă, toți antrenorii în România și astea unii au... Să, dacă vor știi, să... Știi ai câtelea sunt cripto, nu știu cum se spune în insolvență. A patra categorie de oameni care își iau bani. Primii sunt cei cu contracte de muncă, angajații cu contracte de muncă, ceilalți la Dinamo sunt... Puțin, cred eu, îi numer pe degete. Nu, jucătorii n-au, toți. Nici antrenorii, și antrenorii la fel. Și atunci fiscul? Hai să zic o chestie, spune, din punctul meu de vedere. Este dezastros ce se întâmplă în România cu insolvențele astea în fotbal și îți spun de ce. Eu dar dacă sunt străin, sunt protejat de FIFA, îmi iau banii orice s-a întâmplat. Tu dacă ești jucător român, pierzi. Nu se poate așa ceva și nimeni nu reglementează chestia asta. Ar trebui să nu mai fie opțiunea de intrare în insolvență. Adică, nu, părerea mea știi cum ar fi, domne, ceri insolvența, retrogradare, la revedere. Da, cred că așa. Prima ligă ar trebui să fie curată 100% Florine și tu înțelegi ce zic. Când vine vorba de buget, nu mai îmi spui tu mie că ai bugetul și aduci jucători pe 20 de mii. Ia până tu mie deoparte salariile antrenorilor și ale jucătorilor la începutul sezonului, chiar dacă pentru cluburi este foarte greu, într-adevăr, dar ia fă tu astea ca să respectăm oamenii ăștia, da? Asta eu zic măcar și atunci, și salarii de Champions League. De ce Champions League, nu? Da, salarii foarte mari. La Dinamo, ce să vă zic, e o situație de... e o incertitudine totală. Eu cred că e o situație mult mai grea decât anul trecut, cea care este acum, pentru că vă dați seama, jucătorii și-au dat viața pe teren, au avut niște promisiuni de la cei din conducere și acum se văd în insolvență, nici nu știu cu siguranță dacă își vor mai lua banii. Deci e greu, greu de tot. Pleacă jucători importanți, după cum vedem. Da, da. Acum în insolvență poate să-ți rupă contractul unilateral. Dar eu cred că trebuia ajuns la o, nu știu, la o înțelegere ca jucătorii care au, părerea mea, au făcut o performanță să salveze Dinamo. Ei, nici măcar, nici măcar la baraj frânge. N-au fost, deci să-i salveze fără emoții, după un final extraordinar. Da. Eu cred că acești jucători meritau mai mult și meritau o răsplată pentru tot ce au făcut. Măcar salariile să le primeze. Salariile și măcar să le spună clar în față, domne, vedeți că noi o să intrăm în insolvență, luați-vă ce aveți de luat. Asta a fost luați-vă ce aveți de luat, fiecare jos pălăria pentru ce ați făcut. Care vrea să rămână, asta e situația, care nu,
Florine? Eu cred că și în insolvență se pot lua bani. Eu știu că... Păi nu, e obligatoriu să fie plătiți la zi. Sau tu te referi la cei din urmă? Cei din urmă. Eu păi am depinde, prins o insolvență veche e vorba la de Dinamo. Contractul de eu muncă, am prins insolvența... trebuie să te înscrii la masa credală. Nu, dar eu am prins insolvența așa. Veche la Dinamo și pe noi, din ce mi-amintesc, eu ne-a chemat la... E o diferență. Neguiț a plătit la... Da, ne-a la plătit centru. Creanța, ne-a luat da. Creanța. Deci am, aveai de luat atât, vrei atât, da. Băteai mâna, îți băga banii, îți cumpăra creanța. E vorba de acum, de ce tipul nu de creditor. Să... Pentru că probabil aveau alte contracte, dar Florin, altceva vreau să întreb. Cum e posibil să existe salariile astea la Dinamo? Cine a dat salariile astea și cum au fost acceptate? 17.000 de euro pe lună, 18.000 de euro, mi se pare uluitor. La Diego, contractul este făcut și așa. Când a fost eu acolo. Așa. Sigur că n-am negociat eu. Da. Bălănescu. Da. Eu mi-am dat ok-ul ca el să vină, l-am dorit, pe cum l-am dorit și pe Pulici. Dar probabil mă gândesc, n-acceptai 18.000 de euro pe lună. Foarte mult, enorm de mult. Cum l-am dorit și pe Pulici, da. Se spunea domnule Elia Steaua. Hai, 10.000 să zici la Pulici că poți să închizi ok-ul. Da, dar ok-ul a dat tot timpul, știi, ultimul cuvânt îl avea Neguiță. El a fost cel care a fost de acord și la Pulici și la, cu salariile care și sunt. Și la Fabrin. Și la Fabrin, pe nu se mie făcea nimic. Uitor, Florine, nu deci... se făcea nimic. Nu, plătești banii ăștia dacă câștigi campionat. Asta vreau să spun. Problema, 18.000 are este... Camora la ei, CFR. Nu, problema cea mai gravă în momentul de față, cea mai gravă problemă la Dinamo de față este acest blocaj, că nu poți să faci transferuri. Da. Bun, ai plecat băieții ăștia, au renunțat. Ce pui în loc? Când este prima etapă? Pe l-au adus pe Dude. Luni, acum joc. Luni joacă? Da, cu voluntari. Păi, părerea mea că va fi un început de campionat foarte greu. Da. Și asta e o mare problemă, dacă așa. Nu poate să facă transferuri. Păi uite, Cătăline, că au încercat și acum. Mai ales că dau și afară jucători. Au făcut o nouă cerere greu. Către FIFA. Eu nu înțeleg ceva. Dacă FIFA te refuză, îi spune, domne, plătește datoria sau nu-ți ridic, de ce mai trimiți o cerere din nou? Ca să ce? Păi nu, la FIFA hotărârea este clară. S-au dus, s-au încercat la tască. Asta este calea legală. Dacă ei spun că trebuie să plătești banii și eu nu văd să plătești atâția bani. Problema este... De ce s-a ajuns aici la suma asta? Că eu am înțeles că s-au înțeles și cu Isma Lopez și cu Borja Baie, le-au dat două salarii, au bătut palma cu ei și să plece acasă. Este... S-a întâmplat ceva cu documentele, cred eu. Nu pentru că ei să nu mai aibă pretenții financiare. Aici ai o problemă. Înseamnă că au greșit documentele de reziliere. Da. Băieții ăștia când le-au dat la avocaților, ăia și mecheri au văzut. Au cerut până la finalul contractului. Și au cerut banii și aici nu te joci. O să vedeți și cu Fabrini și cu Pulici și cu... Da. O să vină și scadența la lucrurile astea. Bun, Dinamo acum. Toată lumea spune, domne, urât. Dar eu cred că au mai făcut această insolvență. Asta a fost și datorită jucătorilor străini. Și datorită dosarelor care mai vin. Că astea ca nu să sunt le singurele. Blocheze măcar. Stai să vezi că o să vină și dosarele cu angajații. Că dosarele de la FIFA. Cu Rufo Colado, atenție. Da. Și cu băieții ăștia care o să vină. Că ăștia știi ce au făcut, Victore? Ăștia au făcut contractele astea mari la băiatul ăla, portarul ăla de 38 de ani, care de-abia își trăgea să mă, iert, așa, să mă ierți. Așa, i-au dat 30 ceva de mii de lună. Dar vezi că jumate din ea îi luau ei. Cum i-au făcut și la ceilalți. Că nu poți să dai asemenea contracte când tu nu ai o bază, nu ai un buget, ei n-au avut nimica. Și atunci înseamnă că banii se întorceau la ei. Da. Și aici sunt sume de ordinul milioanelor de euro, sunt sume mari. Cu tot, 1.350.000 de euro și atunci este acumulat în momentul Eu cred că și ăsta a fost unul din motivele în care au hotărât ca să blochezi pe moment nenorocirile astea. Dacă asta se întâmplă pe perioada insolvenței, FIFA spune ok, nu plătiți acum, când ieșiți din insolvență să plătiți litigiile pe care le aveți la noi. Asta e regula. Tu uită-te la, îți dau un exemplu, Universitatea Craiova, Mititelu. Da. Păi au venit hotărârile cu Joshua Rose. Și cu ăștia, cu băieții ăștia. După faliment, atenție, societatea era, au dat un faliment vechi al Universității. Sunt datorii istorice, că dacă ești continuator... Și au venit, venit frumos. Dar aici sunt de acord și vă spun de ce scurt. Se învățaseră mult să păcălească. Faliment, mulți societate, nu ești curat. Da, da, da. FIFA a făcut chestia asta tocmai. Dom'le, ți-asum că ești continuatoare pe altă societate. Plătește rapid a pățit așa cu Thomas Iosel, 20.000 de euro restanțe de pe vremea societatea lui Valeri Moraru. Și-au plătit cei de acum, Angelescu, care e societate nou înființată. De asta o să vină, o să fie și nu se joacă Rapidul, nici avea și probleme cu banii și a venit, le-au spus, dacă nu plătiți în termen de, nu mai aveți dreptul la transfer. Au plătit oamenii, au făcut rost de bani și au plătit. A plecat și antrenorul. Îți dai seama că nu e o situație foarte... Chiar că te mine, Dușan Nurin, e o pierdere mare că a plecat? Că n-a acceptat Eu cred că este o pierdere mare pentru că
a făcut rezultate foarte, foarte bune. Echipa. A salvat echipa în, condiții, în ce condiții. Dacă stăm să ne gândim în ce condiții. A salvat echipa și, cum am spus și mai devreme, a salvat-o fără emoții. Adică n-a mai stat baraj, nimic direct. De nu se aștepta nimeni. Deci a făcut o performanță cu condiții. Toată lumea a văzut ce condiții a avut la Dinamo și ce probleme au fost și sunt cu banii. Care, după părerea mea, pentru un vestiar e cea mai mare problemă. Atunci când jucătorii sunt neplătiți, atunci când nu le e mintea la fotbal și fiecare când iau banii, când n-am să-mi plătesc rata la mașină sau... Vă dați seama, după o lună, două, să zic că nu sunt probleme, dar deja după 4-5 luni sunt jucători care au probleme și care nu le mai stă mintea la antrenamente, la meciuri și e una dintre cele mai mari probleme într-un vestiar. Da. Florine, Sorescu propus pe 500.000 de euro la FCSB, la ce s-a ajuns? Asta am vrut să spun de situația lui Sorescu, vezi? Și chestia asta, pe unii ai plătit și pe alții nu. Îți dai seama, asta într-un vestiar e cancer. Cu toate că aici nu s-a pus problema niciodată, că au fost băieți de caracter și au zis, domne, au înțeles. Tu vorbești de principiu. Vorbești de principiu, îl plătesc pe ăla, de ce? Și pe celălalt nu îi plătesc. Urât, foarte urât. Da. Eu nu cred că e adevărat asta cu FCSB. Eu nu cred, nu văd pe nimeni de acolo să propună pe Sorescu la FCSB. Nu cred. Nu crezi? Nu cred. Da, bun. Mai degrabă afară, dacă au ofertă, cu siguranță că dacă au ofertă, eu cred că nu poate să-l țină, trebuie să-l vândă, că asta este viața, să mai plătești îndatorii, să ai un buget pentru anul ăsta. Da, și eu zic că acum dacă ai pe cine să vinzi și poți să vinzi, vinde tot, măcar să nu intri în insolvență și salvezi cât de cât. Plătești jucătorii care te-au ajutat. Și să-ți ridici restricția pe transferuri, de ridici, fapt. Ridici, da, restricția e. Și... faci o echipă și încerci. Da. Da. Tu ai acceptat să vii la Dinamo în situația asta ca antrenor? E greu. Oricum, eu, antrenor principal, nu cred nu-ți dorești că... Acum? Nu-mi doresc, nu. Vreau să rămân la nivelul de antrenor secund. Dar nici nu știu ce să zic. E greu. E situație foarte grea. Deocamdată eu vreau să încep proiectul cu Marius, să vedem cum merge și vom vedea alte oferte.